E salutare a tuturor și bine v-am găsit la un nou video pe acest canal, Începătorii Columbofil. Ok, deci am fost nevoie să pun filmarea puțin timp pe pauză, din cauza unei probleme. Deci, după cum v-am spus, bine v-am găsit la un nou video pe acest canal, Începătorii Columbofil. Astăzi, pentru început, vreau să vă spun că la videoul trecut nu s-au adunat câte like-uri am vrut, așa că pui nu o să vi arăt nici în video de azi. Doar la 20 de like-uri. Marea noutate pe care vreau să vă spun este chiar aici. Deja, din câte vedeți, porumbei nu mai au sputnic, dar au o mare volieră, să spun așa. Le-am pus și portiță pe care o închid când vreau și o deschid tot când vreau. Acum o să intre puțin în volieră. Ok, deci am intrat în volieră, după cum v-a spus și videoul de ieri, aici sunt porumbei, aici sunt masculii care clocesc. Vreau să vă spun că, virgulă, când clocesc masculii, clocesc toți masculii odată și când clocesc femelele, doar femelele. Deci, nu știu cum s-au făcut, să spun așa. Aici este masculul pe puiuți. Aici încă n-a eclozat un ou, pentru că unul trebuie să eclozeze miercuri săptămâna viitoare. Cred că nu or să mai scoată pui, îmi pare foarte rău. Deci acum o să vă arăt și oul celălalt. Aici este masculul. Și acesta este tot de la bolțați. Nici acesta nu este ciocnit. Aici le-am pus o paie, ei nu și-au mai strâns. Le-am pus ziare. Nu. Aici nu se vede niciun pic. Deci, uitați, porumbei au ieșit în volieră, mini-volieră. Se scopăbați. Priviți, sunt puțin sperioși, nu sunt învățați, dar o să se învețe. Deci, acest video va fi unul foarte scurt și este. Nu prea mai am ce să vă spun. Aici am să-l închei, cu voi a fost canalul Începătorii Columbofil, pe data viitoare, pa, pa!